Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la ediția specială. Până nu demult, partidele din Alianța pentru Integrare Europeană nu știau cine să negocieze primul cu PCRM pentru a găsi o soluție de depășire a crizei politice. Planul le-a fost dat peste cap de grupul Dodon, care a părăsit fracțiunea comuniștilor și le-a luat fața la negocierile cu AIE. S-a schimbat și ecuația alegerii șefului statului. Opinia publică a uitat de Marian Lupu și a început să vorbească despre Zinaida Greceanei, drept candidatul Alianței pentru șefia țării. Până se va decide pe cine vor înainta grupurile parlamentare în cursa prezidențială, comuniștii cheamă lumea la rezistență. Despre toate acestea vorbim astăzi cu analistul Oazu Nantoi. Bună ziua, domnule Nantoi! Bună seara! Bună seara! Ziua, seara, împreună cu politicianul domnul Iure Roșca. Bună seara, domnule Roșca. Seara. Vorbim împreună cu politicianul Vladimir Țurcan. Bună seara, domnule Țurcan. Bună seara. Și împreună cu politicianul Nicolae Andronic. Bună seara, bună domnule seara. Andronic. Nu vă sfiți, cred că stați toată ziua în televiziune. Păi, exact, vedem mai târziu, mai puțin vedem soarele. Bună seara. A fost o zi bună, domnule Nantoi, de asta am zis și eu bună ziua. Până nu de mult, Dodon spunea că nu va negocia cu Alianța pentru Integrare Europeană. Uitați-vă că mâine vor avea loc primele discuții, cel puțin cele anunțate oficial. Poate au mai și fost, au mai discutat cum se mai întâmplă în lumea politică de la noi, la o cafea, la un restaurant, fără în afara ochilor presei. Să vedem acum ce au discutat, ce au spus politicienii despre discuțiile pe care le va avea mâine Igor Dodon cu reprezentanții Alianței pentru Integrarea Europeană. Discuțiile trebuie să fie purtate în cadrul Alianței, fiindcă avem nevoie de 61 de mandate. Sper că mâine, în această zi, vom reuși să identificăm o soluție. Sper că să fie o dată norocoasă. Sper și o să plădesc pentru aceea ca mâine să ieșim cu o decizie foarte clară. Cu candidatul care va fi votat de către 61 de deputați. Marian Lupu este candidatura desemnată de Alianță, este ideea cu Greceanei, sunt idei cu alte variante, cu candidați din afară spectrului politic. Tinerii de la 7 aprilie, cred că în momentul în care ar auzi cine este candidatul pentru funcția de președinte susținut de Alianță, mă tem că are și din nou în stradă, auzind că doamna care era gata să împuște în ei, acum să fie și președintele Republicii Moldova. Mesajul nostru a fost unul clar, consecvent. Acum să vedem ce va spune Alianța. Dacă cineva din cei din Alianță, cu riscul alegerilor anticipate, insistă la obținerea și menținerea unor funcții sau unor iluzii de funcții, atunci să-și asume riscul alegerilor anticipate. Domnule Nantoi, anterior s-a vorbit mult despre negocierile cu Partidul Comuniștilor. Era capul de afiș de pe arena politică. Acum a devenit capul de afiș negocierile și discuțiile cu grupul Dodon. A fost scos pe CRM-ul din schemă? Eu, pentru început, vreau să spun două lucruri. În ziua de 4 noiembrie, când am auzit despre plecarea celor trei deputați din fracțiunea comuniștilor, am spus că plecarea lor din fracțiune PCRM nu neapărat înseamnă sporirea înțelepciunii celor din Alianță. Asta e unul la mână. Deoarece pentru a alege șeful statului este nevoie de 61 de voturi. A doilea moment. Când vorbim noi despre negocieri, apoi eu ca cetățean, nu ca analist politic, constat cu indignare că aleșii poporului moldav din Parlamentul Republicii Moldova din ziua alegerilor din 28 noiembrie 2010 până în prezent, așa și nu s-au așezat la masă de negocieri, ca să discute alegerea șefului statului. Dacă vorbim despre faptul că noi peste noapte am devenit pro-europeni de nu de Doamne, apoi funcționarii europeni suspuși, după alegerile din 28 noiembrie, au salutat modul de desfășurare a alegerilor și au chemat toate partidele parlamentare să se așeze la masă de negocieri. Până în prezent, partidele parlamentare dau dovadă de irresponsabilitate totală în față de mine, cetățeanul Republicii Moldova, și nu s-au așezat la masă de negocieri. Noi asistăm la un spectacol dezgustător, deci, și situația balancează pe muchie de cuțit. Vor fi sau nu vor fi alegeri anticipate. Deci, vom avea noi parte de o guvernare cât de cât previzibilă pentru 3 ani de zile sau nu? Și de ce eu, cum să vă spun? Teoretic a apărut posibilitatea de a alege șeful statului fără PCRM, fără consultările sau fără participarea PCRM-ului. În realitate, situația de azi demonstrează cu prisosință că problema nu era atât în PCRM, cât în lipsa consolidării reale în interiorul Alianței.
Deoarece domnul Diacu a spus că deci, este candidatul Alianței din partea domnului Marian Lupu, dar cine crede în acest lucru? Deci lipsa de, adică lipsește coerență în Alianță. Dar totodată, 18 noiembrie deja nu poate fi amânat, rămâne de văzut ce o să decide aleșii noștri în situația care s-a creat după plecarea celor trei. Domnule Androni, cât de corect este din punct de vedere strategic pentru Alianța de Integrare Europeană să scoată din schema negocierilor pe CRM-ul și să se bazeze doar pe grupul Dodon, adică Igor Dodon, doamna Greceanu și doamna Abramciu? Păi eu nu știu dacă... Eu știu, aceste alegeri populația le așteaptă cu sufletul la gură și le pare că... Eu vreau să le spun foarte, un lucru foarte simplu, dar pe înțelepte. Alegerile președintelui trebuie împărțite în două rezultate. Ce va da cetățenilor și statului și ce va da politicienilor. Cetățenilor nu le va da nimic aceasta. Chiar dacă va fi un președinte, nu se va termina această debandadă politică în alianță. Din contră, chiar, presupunem că este aleasă Greceanu, atunci ea poate să intre într-o crădășie cu prim-ministru și schimbă toți miniștrii, știi, contrar voinței celor din alianță. Adică, noi când am văzut alianța în fața noastră după alegeri, ei împreună și-au asumat niște obligațiuni. Să nu crească prețurile, să ridice salariile, să deschidă locuri de muncă, aceasta nu este. Și deci aici cetățeanul, cu alegerile președintelui, nu trebuie să aștepte o viață mai bună. Politicienii poate să aștepte, căci încă vor mai sta vreo 2 ani în jilț și nu vor fi alegeri anticipate. Dar acum, ce ține de discuții la concret? Și de aceea vreau să-i chem pe toți să nu chiar stai toată seara la televizor și aștepte, a ales sau nu s-a ales președintele. Că dacă, sau candidatul. Candidatul. Deci, dacă aveau de ales, trebuiau să aleagă și eu de acord cu domnul Nantoi din primele zile. Trebuiau să le propună comuniștii, măcar să vină cu o soluție, cu o ofertă publică. Noi vă propunem curtea de conturi, noi vă propunem ceva, ei n-au venit. Au ocupat repede locurile ca să nu fie completate, deoarece mai era Urecheanu care trebuie să-i mai dă ei de lucru și așa mai departe, și au uitat de comuniști. În această perioadă n-au făcut nimic pentru a schimba situația și noi cu dumneavoastră suntem astăzi nevoiți să discutăm. Eu vă spun ca om care în 95, adică, da, ca să fac o remarcă, îl cunosc pe Dodon, m-am văzut odată în viață. Este simpatic. Avem niște hobby-uri comune, l-am văzut pe la vânători, pe la una alta, și atât. Și cei ce spun mai departe, chiar să fără să supere și dumnealui. Eu în 95 m-am dus în 2000, adică în 95 m-am dus și eu din Partidul Democrat Agrar. Am luat 11 oameni cu mine. Eu m-am dus de atât că am declarat că limba română este denumirea corectă a limbii pe care am vorbit. Nu am spus că, pe de o parte, n-am făcut o declarație. Adică eu m-am dus dintr-un principiu și dintr-o valoare. Ori declarațiile lui Dodon sună astfel. Voronin este foarte bun și îi mulțumim mult, dar iată situația din partid de proastă. Domnilor, dar cum sunteți voi buni? Noi toată viața am luptat și am promis la alegători că vom lupta cu comuniștii. Doamna Greceanu și domnul Dodon și-au adus aportul, dar atunci Voronin le-a dat de lucru și Voronin, ei trebuie să-l mulțumească, de fapt, că fără Voronin nu costau nimeni nimic. Și astăzi, când vin încoace, nu se susțină niște obligațiuni morale ale alianței față de alegători. Dodon vine și spune, alegeți-o pe Greceanu, că de altfel voi să fiți vinoveți când ați declanșat anticipatele. Nu eu, adică nu el că a stat cu, până acum cu Voronin. Nu el că, cum zice, l-a ajutat pe Voronin în toate porcăriile care le-a făcut. Dar să fie ceilalți. Și atunci, pentru mine, alegerea Greceanu este o tragedie a clasei politice din Republica Moldova. Domnule, avem o parte emisiune. Da. Cer scuze. Este o tragedie. Nu. Adică Dodon a venit cu niște condiții. Dodon nu a venit să spună, domnilor, eu vreau să particip la această alegere. Dodon a venit și a încurcat toate cărțile. Și atunci eu aș încerca să discut din contra cu Voronin. Căci eu cred că Marian Lupu n-a fost sunat atât de mult de Voronin cât a fost sunat Greceanu și Dodon. Și Voronin, în condițiile acestea, ar putea să țină candidatura alianței și eu sunt pentru aceea că alianța să păstreze. Că atunci, dacă Partidul Liberal nu o să-l înțeleg cum o să voteze și, în principiu, dacă Dodon vrea să încurce cărțile numai scăpând niște funcții ale oamenilor, atunci nu cred că aceste așteptările noastre o să fie foarte mari. Cred că
discuțiile cu Partidul Comuniștilor vor fi mult mai grele, dar ele trebuie duse. Aceasta poate chiar fi ultima speranță lor. Dodon acum are nevoie de un show politic ca să se înșurubeze în viața politică a țării. El îl face. Dar nu putem să cădem pradă acestor jocuri. Căci dacă este ales altă persoană, atunci e problema Partidul Liberal ce face și așa mai departe. Ori să ne alegem cu cei ce ne-am ales. De-o, este un deja viu. Țineți minte când în PD-ul în 98-99 s-a ales cu postul de președinte și cu postul de prim-ministru și bine, cu toate. Și acum are două posturi. Președintele interimar și președintele parlamentar. Nu, dar Mihai Ghimpu foarte bine înțelege în cazul acesta că vine după aceasta răspunderea politică în fața oamenilor. Și nici PD-ul și nici noi nu am mai nimerit pe urmă în Parlament. Și nu cred că Mihai Ghimp vrea să nu mă nimerească. Adică o să vorbim și despre situația toți trebuie, da, și de aceea, cred eu că eu nu mizez, nu fac mare miză pe aceste discuții cu Dodon. Dodon trebuie să vină să-și facă mea culpa, scuzați-mă băieți. Și urma că ar plecat, spunea ceva despre Voronin, dar așa că, cu așa un testament bun, că Voronin este maladeț, știi, și eu cred că nici nu trebuie de mizat pe aceste alegeri. Domnule Roșca, sunt mai tentați acum liderii Alianței pentru Integrare să negocieze cu Dodon decât cu deputații PCRM și de ce? Cel puțin asta, așa impresia mi-au creat mie, că au văzut că mâine discută cu domnul Dodon. În primul rând, dacă îmi permiți o remarcă de ordin general, ceea ce nu-mi place mie, vă zic și eu ca și colegii mei în calitatea mea de cetățean, este că ambele tabere a câta oară încearcă să joace la limita voturilor. Domnule, parcă ne jucăm de aritmetică. Avem 61 de voturi? Nu avem 61. Votul de aur, votul de argint. Eu consider că sunt niște copilării, sunt comportamente infantile, neserioasă, care nu au nimic cu intenția adevărată de a stabiliza situația politică, de a ieși din criză, de a merge să se ocupe lumea din guvernare și din Parlament în general de probleme economice și sociale. Eu cred că cei de la guvernare, dacă vor să epuizeze un scenariu, trebuie să dovedească societății că Partidul Comuniștilor în frunte cu Voronin nu doresc să negocieze. Am auzit câteva zile în urmă, până la ieșirea domnului Dodon, că Voronin a pus o condiție. Negociem, dar separat. Cine a încurcat pe cei trei feți frumoși să negocieze separat cu domnul Voronin? Spune, domnule, am propus pe X, Y, Z, am epuizat tot alfabetul politic din Republica Moldova, din nefericire comuniștii, de exemplu, nu sunt cooperanți sau sunt cooperanți în anumite condiții pe care noi le acceptăm sau nu. Nu s-a epuizat treaba asta, domnul a ieșit, îl privește pe domnia sa, probabil că nu s-a simțit bine în această echipă politică, dânsul are încă două voturi. Cei care au rămas în Partidul Comunist au de câteva zeci de ori mai mult. Nu ar fost mai corect ca cei din Alianță spune, domnule, foarte bine că a ieșit domnul Dodon, treaba domniei sale, ce nu-mi place, de ce pe urmă ne supărăm sau ne uimește mesajul războinic care vine din rândurile Partidului Comuniștilor ca răspuns la plecarea lui Dodon. În momentul în care tot cei din Alianță spune, domnule, slavă Domnului, gata, am uitat, ștergem din lista potențialilor interlocutori Partidul Comuniștilor. Păi, vina este egală, cel puțin. Comuniștii doar au reacționat. Faptul că ei au avut o reacție, cum spune, destul de pasională la plecarea lui Dodon, a fost previzibil. Lexicul le aparține, nu vreau să-l comentăm acum. Dar mi se pare incorrect că un grup parlamentar atât de mare este scos din calcul. Pentru că trebuia fie să se înțeleagă, fie să demonstreze nouă societății că cu acest partid politic chiar în nicio condiție nu se poate să ne înțelegem. Mâine așteptăm cu toții suflet la gură ce o să facă cei 61, le iese aritmetica sau nu. Eu cred că e foarte grav că nu se poartă un dialog deschis, transparent. Sunt de acord cu domnul Nantoi. Alegerile s-au consumat hăt în noiembrie anul trecut, dacă nu mă înșel. 2010. Păi noi suntem astăzi în ce dată? 10? Păi în 4 zile am consumat peste 11. Am uitat să-l felicităm pe domnul Voronin. Da. Domnul Țurcaru. Așa. Deci noi avem 3 zile până la încheierea perioadei de înregistrare a candidaților. Păi, dar de ce societatea trebuie să aibă, să afle despre treaba în asta? În ultimul moment, nu ar fost bine ca partidele politice să spună, domnilor, iată ce portret robot al candidatului vedem noi, iată în ce condiții noi am negociat cu toată lumea, iată ce program de reformare politică și instituțională a Republicii Moldova, iată ce salt economic vrem să punem la cale împreună. Toată vânzoleala asta, departe de ochii presei și toate discursurile astea sfărăitoare, pline de vorbe înțelepte, pe mine deja nu mă mai surprind, cum să spun. Să dea Dumnezeu ca muntele mâine dimineață să nască un șoricel, dar mă tem eu că iarăși o să asistăm la un spectacol nu tocmai interesant. Domnule Țurcaru,
ce ar putea cere mâine Dodon în schimbul celor 3 voturi de aur? Și mă rog, să fi fost dumneavoastră în situația domnului Dodon, cum ați fi procedat și ce ați fi cerut? El a fost. În primul rând, de situația domnului Dodon, nu cred că prima. Însăși ieșirea a domnului Dodon, dacă este vorba într-adevăr de o încercare de a sper că dumnealui este sincer în aceste declarații. Adică puneți la îndoială, credeți că ar fi un joc? Nu, eu ascult diferite opinii, sunt și doar opinii de nu genul acela. Nu poți să bag mâna în foc. Ei, dar poate o joacă, chiar un sondaj, deci vreo 30% din populația, cei care au fost întrebați, vă zic, au răspuns că ei consider că asta este deci o joacă a domnului Voronin. Nimeni nu se joacă așa de periculos. Apoi asta. Domnule, scoi-mă, te rog, în față, ca să creadă lumea că ne-am certat. Nu, în politică nu se face așa, chiar așa. Politici... Un coleg de-al meu chiar zicea, dacă într-adevăr este un joc, păi atunci clasa politică de la guvernare a ajuns la un nivel foarte, foarte înalt. Dacă joacă... Aștia sunt aniații conspirologiei. În orice caz, evident că noi suntem martori a unui teatru de absurd. Unii se ocupă cu niște exerciții matematice, alții, vă zic, încearcă să formuleze niște declarații și propuneri, etc. Unii încearcă să promoveze candidatura lor, alții sunt de post și sub acest pretext spun că nu noi vă da nici pe acela, nici pe acela, numai pe unul care permite ca după aceea să ocupă postul a persoanei. Deci eu cred că ceea ce s-a întâmplat mâine nu s-a saldat cu nimic. Ce-ar putea cere Dodon până la urmă în discuția mea, cu cei mâine, trei? Mâine totuși va fi decizia alianța merge cu candidatura a lor. Domnul Lupu. Deci mâine așa va fi primită decizia, în opinia mea. Credeți că va fi domnul Lupu? Alianța, totuși, dacă este, e actori într-adevăr, îi trebuie să meargă până la sfârșit, să propune această. Bine, înainte ca să-și spună domnul Nantoi, doar o clipă, nu mi-a răspuns domnul Țurcan ce ar fi cerut dânsul dacă era în locul lui Dodon, în situația lui Funcție Dodon. Funcție de președinte de țară, ce mai tură gură. Ceea ce, de fapt, cere domnul Dodon. Adică? Nu cere în mod public, dar este clar că dumnealui cere și va pune această condiție ca doamna Greceanu să fie înaintată. Asta e clar că bună ziua. Nu, dar mai mult ca atât. O situație foarte interesantă. O să discutăm și despre asta. Asta poate fi deja... Deci Zinaida Greceanu e candidatura domnului Dodon și a lui Dirk Șubel. Punct. Dacă îmi permiteți, se ajută două persoane. Dar domnului Voronin, prin altele. Ați văzut? Repetate rânduri. Asta e. Dacă analizăm cele spuse de domnul Dodon, din ele rezultă A, că Partidul Comuniștilor dorește alegeri anticipate și nu dorește votarea a niciunui candidat. Și dumnealui s-a declarat că pleacă din PCRM ca să evite, nu, dacă îmi permiți, deci, a doilea moment. Plecând din PCRM, domnul Dodon, având, dacă nu greșesc, 38 de ani, deci nu dorește să se dizolve în alianță. El dorește să se păstreze ca un element de contrast. De ce el n-a ratat ocazia să declare că nu va vota niciun candidat din sânul alianței? Da? Și a doilea moment, că alianța este, cum spun așa, trebuie să dispară ca un visur. Mai diplomatic, da. Acum, din aceasta rezultă, din cele variante, că sau trebuie să fie luat un candidat extraterestru, cineva din studioul de aici sau cineva din domnul Gropa sau domnul Duca sau nu știu cine acolo, deci, da? Sau dintre acești trei, care nu fac parte din alianță. Și deocamdată nu știu cum s-a conturat candidatura doamnei Grecian. Și acum rămâne de văzut. Deci, domnul Dodon, de ce are nevoie de acest contrast? El nu vrea să se dizolve în interiorul, pe fundalul alianței. Probabil el are nevoie de acest interval de timp de vreo 3 ani până la alegeri ordinare, ca să-și inițieze, să-și realizeze propriul proiect politic. Și totodată... În frunte cu liderul partidului, președintele țării, Greceanu. Și totodată, dacă îmi permiteți, este încă o nuanță. Înainte de plecarea acestui grup din fracțiune PCRM,
mai mulți analiști politici, dar la noi ce înseamnă analist politic? Se vorbește absolut irresponsabil. Deci vorbeau despre ce e că același domn Filat se teme de alegerea șefului statului. Deoarece după alegerea șefului statului poate să apară o coaliție ad hoc între PCRM și cineva și guvernul Filat dispare. Pleacă în istorie. În situația când doamna Griceanu a plecat, deci fiind acuzată de trădare, probabilitatea că va apărea această coaliție ad hoc între cei ce rămâne din PCRM și cineva din componența alianței, pentru a destitui guvernul, este mai mică. Eu nu spun că este exclus. Și deci noi suntem nevoiți, eu revin la încă o idee. Deci în acest studiu eu am constatat că în Republica Moldova, după modificarea Constituției din 2000, a dispărut noțiunea de alegerea șefului statului. La ceea ce asistăm noi, este un târg. Nu, este domnul, un târg. Hai să... Nu, este un târg, domnul. Nu, dar eu zic că... Deci... Hai să revenim, dumneata, da. Că mai ai plecat alea cât la temă. Nu asta. Hai să revenim la ce și-a terminat domnul Țurcanu. Luni e ultimul termen de prezentare a candidaturilor. Și va fi o mare rușine dacă Alianța nu va veni cu o candidatură. Bine, avem 7 candidați. Nu, dar trebuie să ai niște semnători. Nu are suport. Susținerea deputaților. Pentru a participa în turul 2, trebuie să participi și în turul 1. Deci, eminent este că și inevitabil că domnul Lupu trebuie să fie candidat. Înregistrat luni. Sau să tragă în favoarea altcuiva. Dacă Alianța găsește. Dar atunci, eu vă întreb pe dumneavoastră. Doamna Greceanu, vine să îndeplinească programul Alianței de Guvernare? Exact. La noi doar, doamnul Andronic, este biserica schimbării la față. O să reușim să discutăm despre doamna Greceanu. Marian, când era Marian Lupu, ministru de economie, doamna Greceanu era ministru finanțelor. Și, domnule, ce contraste vedem noi între Lupu și Greceanu? Sau între Dodon și nu știu cine. Domnul Lazar a fost ministru economiei. Hai să începem. Nu, eu vorbesc despre altceva. Domnul, să revenim la discuția pe candidații la președinție. Mai am întrebări privind negocierile. Președintele merge la întâlniri peste hotar cu șefii de state. El trebuie să promoveze politica alianței. Nu, principii și valori, domnule. Da, și principii și valori. Ori, revenim la aceea cu ce am început. Că o să fie o debandadă. Vor pune, dacă nu pe Lupu, orice maimuță că pune acolo, ca să stea să nu spune nimic. Domnul Voronin, nu vă supărați. Însăși, domnul Voronin, că se ducea la Bruxelles, spunea lucruri plăcute Bruxelles. Se ducea la Moscova, spunea asta lucruri politica plăcute la Moscova. De atunci suntem acolo unde da. Suntem. Și doamna Greceanu nu are decât să urmeze. Să vă întreb... La ce ar putea renunța Alianța pentru Integrare Europeană 2 în favoarea domnului Dodon? La ce funcții? La promisiunile de luptă cu sărăcia. În sfârșit, pur și simplu, vor fi nevoiți, în opinia mea, vor fi nevoiți. Deoarece clar pentru toți că nimeni din Alianță nu dorește alegerile anticipate. Suntem de alegeri anticipate. Nu doresc chiar. Nu, domnul, dar nu doresc din cauza că suntem. Domnul Țurcan, eu cred că cineva dorește, dar tăcit, știi? Nu poate să deschidă. Deci, din cei trei, în principiu, da. Nimeni nu dorește. Unii nu doresc din cauza că se tem când or trece, alții, posibil, că la fel. A treilea, poate, se teme că, mă rog, chiar trebuie ceva de cheltuit. Dar se poate, în principiu, bugetul de mai așa. Făcut, de mai făcut și aici. Bugetul e mare. Întrebare interesantă, dar retorică. Unii cu cine ce dorește, astăzi, într-adevăr, este domnul Voronin. Mai mult că atât în situația că vrea alegeri anticipate. Mai mult că atât. El dorește alegeri anticipate. Asta înseamnă că, eu de ce am spus că primul scrutin de alegeri va fi totuși cu o candidatură din partea Alianței. În caz contrar, eu ori pierd de pur și simplu totalmente. La ce funcții pot renunța și sunt gata să renunțe într-adevăr la în favoarea celor trei voturi și evident că nu va fi ales. Și atunci ei vor fi nevoiți să accepte și aici va fi și renunțarea de la care? Restul. Le dau șefia Parlamentului, statului, guvernului. Nu, eu sunt sigur că în caz dacă va fi votată totuși doamna Greceanu, deci iarăși a doua zi s-a pornit aceeași luptă între membrii Alianței, cine mai tare, cine mai mare, ce facem cu procuror, ce facem cu președintele Parlamentului, ce facem cu prim vicepreședinte Parlamentului, cu deoarece același domnul Ghimpu, evident că dacă cineva e la impune sau mai bine, mai diplomatic, o să ceară de la dânsul fi, deci,
președinte țării vicine sau altcineva. Sau vreun cineva din prezidiul Parlamentului. Sau poate din... Da. Hai renunță de la postul. Nu, eu cred că domnul Roșca e specialist. El l-a adus pe Băsescu și pe... Nu, eu l-am adus. Să susțină pe Voronin. Continuăm, domnilor, discuția despre aceste negocieri. Dar vă rog pe scurt, domnule Roșca, trebuie să luăm publicitate. Este foarte important. Ce trebuie să remarc este că, spre surprinderea multora, Igor Dodon și Zinaida Greceanu se simt la fel de confortabil la Moscova și la Bruxelles. De ce? Moscova și Berlinul se împacă perfect, iar Bruxelles este interfața Berlinului. Punct. Prin urmare, contradicție între UE și Rusia pe candidatura la șeful statului, în cazul dat, nu există. Vom reveni la discuția privind candidatura doamnei Greceanu, dar luăm o scurtă pauză publicitară. Ce poziție... Eu, de fapt, dacă îmi permiți, ca să nu pierdeți ideea care a spus-o, că Occidentul o să o agreze și pe... Nu, astăzi, Dirk Schubel n-a vorbit de capul lui. Bine. El exprimă poziția oficială. Imediat discutăm și despre asta. Nu, acum vreau să vă spun un lucru, că, domnul Roșca, dumneavoastră judecați prin anii cât a fost Voronin, ați fost la guvernare și nu ați simțit o presiune. Doamna Durieu, vine de fiecare dată... Da, 8 ani am fost la guvernare cu Voronin. Acuși, da. Doamna Durieu... Vine eu exercitam guvernarea din copac, dacă ați observat. Bine. Doamna Durieu venea la de fiecare Josette. Da, în Chișinău și spunea că domnul Voronin e maladeț. În vremea asta, închisorile pline de oameni, toți cu dosare penale, toți cu proprietățile luate, și ne lăudau. Europenilor li tot una. Dar nouă cetățenilor, noi avem, cum zice, demnitate, moralitate. Cum, fraților? 8 ani l-a slujit pe Voronin, acum vine și numai de atâta ca să păstreze alții la putere. Dar nu e chiar așa. Dar nu e chiar așa. Domnul, o să discutăm neapărat despre doamna Greceanu. Domnul Roșca, vreau să vă întreb. În negocierile de mâine. Domnul, eu vă înțeleg dumneavoastră. Eu nu sunt avocatul lui Lupu. Discutăm despre Greceanu și candidatul la șefia statului. Doar să încheiem despre discuția privind. Doamna asta, Greceanu vine să o distrugă. Nu, poate vine să o salveze ca și Lupu. Domnul, discutăm despre doamna Greceanu imediat. Mâine au negocierile. Ce poziții va avea Partidul Liberal în condițiile în care este singura formațiune din Alianța pentru Integrare Europeană care nu are un post înalt? Da, are postul de primar pe nemeritate. General. Vorbesc de stat, nu de oraș. Da. Păi și ăsta e stat. În condițiile în care, dintr-o parte, trebuie să-i dai ceva lui Dodon pentru a obține 3 voturi, pe de altă parte... Gimpu este foarte retoric și pare ireconciliabil, tocmai pentru a obține mai mult. Nu neapărat politic, dar financiar, așa cum am mai făcut de câteva ori. Se pare, subliniez ca să nu mă dea în judecată, atunci când a renunțat la foarte multe posturi, nu? De ce Gimpu nu stă acum în prezidiul Parlamentului, iar în locul lui stă domnul Plahotniuc? V-ați întrebat? De ce avem în prezidiu un PD, un PRDM și încă un PD? Deci, Gimpu când trebuie, știți ce cedeze. Va trebui, va ceda, va face ciocul mic și va lauda pe doamna Greceanu cât va fi necesar, în funcție de ce se va oferi în schimb. Scurt pe doi, ca să fie clar. Dați-mi voie tot la cooperantă lui Gimpu. Dar vă rog foarte pe scurt. Foarte pe scurt. Domnul Roșca, noi cu Roșca vorbim din istoria noastră. Domnul Roșca, 99, începând să lupte cu niște membri alianței în care era, îl propune pe neașteptate pe Sturza. Și eu zic, dar atunci tu ai să ieși să-l propui. El zice, mă faci să sar pe Oberlicht. Zic, nu, Iuri, ieți, asumă-ți răspunderea. Așa. După aceasta, este o perioadă când a început campania Mâinilor Curate, eu spus că nu știu cine l-a înaintat pe Sturza. Eu cred și Mișa Ghim poate să facă așa, experiență este. Nu, mă ta aproximez. Istoria remarcă altfel povestea. Bine, domnul, dacă ați vorbit, ați menționat-o atât de mult pe doamna Greceanu. Haideți să vedem ce crede domnul Schubel despre candidatura doamnei Greceanu. The president will soon, hopefully on the 18th of November, be elected. We have, of course, also heard the name of Ms. Greceanu as a potential candidate, and we have worked with her when she was the prime minister in 2008 and 2009, and we have made good experience with her. So I think my personal view is that she would be a good candidate for president. Domnule Antoi, vi se pare, da, vă rog, dar să vă adresez și întrebarea, vi se pare, mă rog, cel puțin întâmplătoare declarația domnului Schubel atunci când vorbește despre doamna Greceanu, candidat la funcția de șef a statului, în condițiile ultimelor vizite, pe de o parte la Bruxelles, pe de altă parte la Moscova? Știți, eu sunt obosit de politicieni autohtoni care unii aleargă pe lângă porțile Kremlinului în căutare de copii de cai politici morți, alții se duc la București și cad în genunchi, unire nafic. Înțelegeți? Eu
nu am nevoie de indicațiile domnului Șubel. Eu sunt cetățeanul acestei țări. Dumnezeu este un funcționar, azi a venit, mâine a plecat și toată lumea a uitat de el. Noi avem nevoie de o țară în care noi, pe noi, să ne stimăm înșine. Și atunci când el vorbește că a colaborat cu doamna Greceanu bine în funcția de prim-ministru, doamna Greceanu niciodată, pe parcursul aflării sale în diferite funcții, nu a luat nicio atitudine politică. Eu am vorbit cu diferiți business match, mi-au spus că dumneavoastră se pricep în finanță. Ce ei pus deoparte? Eu nu mă pricep în chestia asta, cu finanțele la mine se ocupă soția și eu accept că doamna Greceanu este bun manager în domeniul financiar-economic. Funcția de șef de stat presupune, să spunem așa, că este pe de o parte fața țării, este o persoană care trebuie să consolideze societatea și totodată să întruchipeze niște principii și valori, scuzați-mă de expresie. Și aici, cum să vă spun, eu nu sunt acela care consider că alegerile anticipate vor rezolva niște probleme. Suntem în aceeași societate, temperatura medie pe spital nu se schimbă atât de repede încât să avem alegerile să aducă o schimbare reală. Dar un exercițiu democratic. E un exercițiu democratic, dar noi suntem aceiași și eu, cum să vă spun, deci după ce noi cu încăpățânare am ales pe foștii secretari ai Comitetelor Centrale Partidului Comunist al RSS Moldovenești în funcție de președinte, mă rog, și doamna Greceanu ar putea fi președinte, eu n-am nimic cu dumneavoastră. Dar, repet, aici noi trebuie să pornim de la interesele noastre naționale și aici, în situația care noi o avem, deci eu consider că este motiv pentru ca să ne punem pe gânduri în ce țară noi trăim, cine suntem noi, cine sunt aleșii noștri și cine să ne facem mai departe. Viața nu se termină pe data de 18 noiembrie, tot așa cum noi a început o epocă nouă din 27 august 91. Se dovedește a fi că noi suntem tot aceiași oameni sovietici, numai că am schimbat firmele și culori. Mă gândesc că l-aș întreba pe dumnealui, pe acest reprezentant al Uniunii Europene, înseamnă că Alianța, în special Filat, Lupu și Ghimpu, a mințit când a spus că Greceanu a lăsat o gaură în buget, că Greceanu a făcut așa, că comuniștii... Nu, Greceanu, guvernul. Nu, stați, fraților, că spune că guvernul precedent a lăsat o gaură în buget și iată, noi 2 ani jumătate nu vă dăm pensii și salarii de tăcă. Și dacă o aleg azi, atunci ce să le slămurești la oameni? Înseamnă că ne-ați amăgit acești 2 ani jumătate. Dar e normal. Normal. Doamne, parcă prima dată se întâmplă așa ceva că nu, domnul Turcanu, uite despre ce și eu am spus ieri. Cred că puteți să-mi spuneți, nu puteți spuneți că când am fost la guvernare, am mințit. M-am străduit, ești, cum zici, sărac, dar curat. E clar, dar chiar așa... asta e realitatea. Și dacă vorbim despre chestiunile din realitatea noastră, și dacă vorbim într-adevăr mai serios, așa, noi, cu regret, ultimele 3 ani, cel puțin, suntem permanent într-o situație când trebuie să alegem din cele 2 rele. Și acum, uitați-vă, iarăși, ce este mai bun sau mai rău? Alegerile anticipate sau, totuși, alegerile președintelui țării? Pentru cine? Pentru țara. Nu, pentru țară. Nu pentru politicieni. Hai să uităm noi de politicieni. Clar că pe unii... Și câștigă unii, țara dacă e mai bine să fie alegeri anticipate, noi deja am discutat, pentru alții să fie ales președinte și anume persoana X. Ce mai bine? Dacă punem pe cântar aceste situații, totuși vedem noi foarte bine că alegeri anticipate, într-adevăr, este un lucru mai rău pentru țara. De ce, domnul? Dorim domnul, sau nu dorim, dar așa este. De ce? Da. Că acest mecanism vicios care există astăzi în Constituție garantează că și după alegerile anticipate, noi iarăși... Domnul Turcanu, acest mecanism nu e vicios. Acest mecanism presupune un echilibru de balanță. Comuniștii au 700.000 de voturi și trebuia să ții cont, nu de Voronin, nu de toți, dar de voturile lor, de 700.000 de cetățeni. Pot să expun gândul meu? Nu, da, dar... După aceea îi spui așa cum dorești. Deci, și în cazul dat, e mai bun lucru, totuși, în opinia mea, totuși, de a încerca ca să fie ales președinte. Noi despre asta am vorbit toți acum, că negocieri, chestii, nu s-au petrecut, nu s-au desfășurat aceste negocieri, dar totuși era un lucru dorit. Necesar. Necesar? Nu. Necesar, dacă politicienii ar fi fost responsabili... Dorit din cauza că necesar. Da. Și de ce trebuie să fie alegeri ca să nu mai fie acest politicieni care n-au putut acum, să... Acum, dacă vorbim despre candidați,
Eu nu cred că același reprezentantul UE-ului sau aceeași Moscova, iarăși, de ce se primește așa că politicieni aleargă unul acolo, altul acolo și așa mai departe? Din cauza că la noi, într-adevăr, cetățenii sunt divizați. Unii pro-vest, alții pro-est. Sper că se înțeleagă ce e aceasta. Foarte corect, foarte corect. Și poate din cauza asta și aleargă dincolo... Moscova se împacă foarte bine cu Berlinul și Bruxelles. Da. Acum, încă. Deci, din candidați care pot fi mai bun sau mai puțin rău. Iarăși, sigur, când noi alegem din cele două rele. În opinia mea, eu o cunosc pe doamna Greceană destul de mult. Într-adevăr, este un profesionalist extraordinar în domeniul finanțelor, economiei și așa mai departe. Ca politician, dumneavoastră, într-adevăr, nu s-a manifestat niciodată, deoarece era, într-adevăr, tehnocrat și niciodată nu a ascuns acest lucru. Dar poate și azi așa e o situație că este nevoie de o persoană care a încercat, în orice caz, să contrabalanceze aceste spiritele deci care sunt și în cadrul alianței și între alianța și opoziția. Deci, suntem încă o dată, repet, într-o situație când eu, de exemplu, dacă va fi pus întrebarea anume așa, Greceană sau persoană X sau Y, totuși îmi pare că este un lucru mai rezonabil. Ca să revenim la declarațiile domnului Șubel, după care vă dau voie să comentați. Domnule Roșca, când a fost votat, când a devenit Vladimir Voronin șef al statului, s-a spus că opoziția l-a votat de atâta că a vrut Occidentul, la îndemnul Occidentului. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Este și acesta un îndemn de care trebuie de ținut? Nu e adevărat, nu e adevărat. Eu personal am votat pentru a stabiliza situația politică, altfel se întâmpla 7 aprilie sau poate mai grav, în 2005, una la mână. În același timp este adevărat că și americanii, și europenii, și liderii regionali au simpatizat cu Voronin, fățiș, și au vrut ca el să fie reales. Din rațiuni de ordin geopolitic, nu din dragoste. Una la mână. Doi, în legătură cu declarația domnului Șubel și comentariile colegilor de platou, într-adevăr, și eu o cunosc destul de bine pe doamna Greceană, eu cred că este un tehnocrat remarcabil și sunt absolut revoltat de improvizațiile pe care le face primarul general și astăzi. Doamna care a spus că va trage în mulțime statul în general să apără cu arma în mâini atunci când cetățenii sar la gâtul statului, da? Și încă nimeni nu a demonstrat dacă 7 aprilie este o crimă a demonstranților sau o puterii, ca să punem punct aici la subiectul ăsta. Însă, șeful statului trebuie să fie persoană reprezentativă, capabilă să comunice vocal cu întreaga societate, cu toți actorii politici, la nivel internațional. Necesită alt gen de flexibilitate și competență. Dar agreez cu domnul, cad de acord cu domnul Țurcanu, care spune că poate în această situație nici nu este nevoie de ceva extraordinar de spectaculos în funcție de șef al statului, ci de o persoană care ar putea să imprime mai mult echilibru, mai mult spirit domnul rezonabil și așa mai departe. În rest, o secundă. Domnul Andronic, dați-mi voie scot propoziția la capăt. Nu, eu nu mă enervez. Doar vreau să spun că nici Marian Lupu deloc nu este mai breaz dacă pornind după acest principiu. Cine a dat mâna cu Voronin trebuie pus la perete. Stai puțin, domnul Andronic. Domnul Marian Lupu iau curs mucii 8 ani de zile la, iertați-mi expresia, pardonul domnului Voronin. Cu ce e mai bun? Că a șters-o din gară cu jumătate de oră mai înainte? Domnul Dodon tot acolo a fost. Doamna Zinaida Greceanu tot acolo. Deci nu judecăm oamenii după tine. Cu alte cuvinte, domnul Roșca, dacă vrei să devii ceva în Republica Moldova, nu, eu vreau să spun altceva. Noi vrem să spunem altceva. Vezi, domnul Nantoie, că ai ajuns și dumneavoastră să spui că e bine să negocieze, toată lumea se revoltă. Domnule, dar de ce au stat cu... Nu, eu am ajuns. Eu n-am ajuns. Dar cine a instigat spiritele 2 ani de zile? Să nu dea mâna nimeni cu comuniștii. Toți analiștii politici prezenți în acest studio. Toți liderii alianței, într-un glas, într-un cor destul de ridicol. Domnule, nimeni nu trebuie să vorbească. Domnul Iure, cuvântul toți este o nițică exagerată. Eu vreau să spun bun pentru doamna Greceană. Noi avem o memorie scurtă. Haideți să ne aducem aminte de alegerile din 2005 în municipiul Chișinău. Doamna Greceană a fost propusă din partea Partidului Comuniștilor la funcție de primar general. Așa se numește? Și pentru mine a fost un exercițiu, eu priveam dintr-o parte, nu avem ambiții nici de primar general, nici de șef de stat, am eu... Atunci, acum le aveți?
Nu. Deci tot se vorbește lumea că un candidat apolitic în afara oricărui partid. Știți ce? Întrebați-l pe domnul Voron ce crede el despre apolitismul meu și măsurați-i tensiune după aceea. Eu ce vreau să spun? Că în 2005, pentru mine a fost interesant să o văd pe doamna Griceanu implicată în campanie electorală în calitate de candidat la funcție de primar general. Și vreau să vă spun că pe fundalul celorlalți candidați, lista căror nici nu-i țin minte, pare mi se că domnul Braghiș era acolo, nu știu cine mai acolo, Eduard Mușuc, proaspete și din temnițele comuniste, dar pot greși, dar ceva așa de tipul ăsta. Doamna Griceanu s-a prezentat așa binișor. Și după cum afirma domnul Igor Boțan, care este specialist în tehnologie electorale, dacă atunci ar fi fost curățate listele electorale, atunci dumneavoastră avea șansa să treacă din primul tur la funcție de primar. Și pragul atunci nu, eu am încurcat, nu, încurcat anumit pragul. Pe liste erau multe suflete moarte. Asta nu, dați-mi voie nu, să... Deci, Nicolae, să termin gândul. Iar în ceea ce privește șeful statului, care urmează să fie ales, deci aici a vorbit domnul Țărcan de alegeri din două rele, de a căutarea rău mai mic. Eu consider că trebuie să ajutăm, să apelăm la experiența medicilor, care au principiul nu dăuna. Înțelegeți? În situația în care noi ne aflăm cu democrația noastră, de care oricare om normal îi vine cam alehamite, da? Poate, într-adevăr, trebuie să alegem un șef de stat după principiul nu dăuna. Înțelegeți? Și eu... Bun, este clară poziția, domnul Nantoi. Da, acum ce vreau, ce vreau să vă spun eu, chiar dacă domnul Roșca a trecut prin această experiență, când toate pietrele au fost date în capul lui cu votare, și-au uitat toți că au votat și felaș, de ce e poate indignarea asta? Eu vreau să vă spun... Tot felul de nulități care s-au folosit de o anumită circunstanță, au ajuns, domnule, în ierarhia statală și se dau rotunzi de parcă nu știu că mâine vor fi în drum și nici măcar nu se știe cum îi cheamă. Ceea ce ai spus dumneata, că ai votat conștient ca să oprești o posibilă 7 noiembrie pentru Voronin? Nu 7 aprilie. Da, 7 aprilie. Este, din punct de vedere a analiștilor politici, este foarte corect. Poate și dumneata de atât că ai lăsat partidul. Dar pe mine nu mă interesează Nu, stai puțin. Dați-mi voie să exprim. Poate nu ne ajung atât de multe, n-am atât bagaj de mare de cuvinte românești, dar eu vreau esența să o înțeleagă cetățenul. Pentru mine în politică contează răspunderea care ți-o asum. Să vii și să spui că eu vreau să fac și să faci. Dar așa când dumneata l-ai votat pe Voronin, poate atunci era bine. Dar de ce, dar nu ai insistat să nu-și bată joc de cetățenii ăștia? Deși nu ți-ai lăsat niște mecanisme care să asigure și cetățenilor o viață bună, doar știi foarte bine că el și-a bătut joc de toți, mai ales în ultima guvernare. Acum, doi, când spuneți voi că ar putea fi votată ea pentru o stabilitate de asta încă nu știi de care, eu vreau să spun, dar este răspundere, fraților. Nu noi am început această luptă cu comuniștii. Au venit acești oameni și au mințit electoratul, au spus că Moldova fără comuniști. Și i-a votat electoratul, i-a crezut. Acum, ce o să spună eu perioadă? O să mintă și pe urmă vine domnul Nantoi și spune că de ce se face așa, votează electoratul. Domnilor, politicienii, noi trebuie să încercăm să le spunem, votați pe cei care își mențin promisiunile și nu o să fim în mocirile 20 de ani. Iată, aceasta este poziția și ce vă spun. Din acest punct de vedere, domnul Nantoi, nu pot să votez o candidatură de asta ca a doamnei Greceanei. Atunci... Dar poți, Nicolae. Nu, poți, dar Iuri, dar răspunderea pentru cei ce ai promis. Stai o leacă, că nu eu am promis lupta comuniști, nu eu am promis așa mai departe. Păi domnul foarte Iuri, bine, cei din actualul arc guvernamental, cu excepția lui Ghimbu, că am toți au fugit de la comuniști. Nu, stai puțin, îndeplinirea trebuie să țină de îndeplinirea programului. Dacă Greceanu vine și spune... Eu o să îndeplinesc programul. O să, dar stați puțin, șeful statului nu îndeplinește programul coaliției de guvernare. Ei ultima vreme n-au venit să spună de ce n-au luptat cu sărăcie, de ce n-au mărit pensii și au spus cetățenilor, dacă alegem președintele să fie bine. Și chiar și în sala Musară s-au spus că dacă alegem... Dar nu e așa, vreților. Nu dați răspunderea voastră pe unii păpuși care vreți să o instalați acolo. Înțelegerea mea, șeful statului, potrivit atribuțiilor, nu... Înțelegerea mea, șeful statului trebuie să vină și spună cetățenilor, stimați cetățeni, guvernul lucrează prost,
Parlamentul prost, da, dar să-i spună la oameni, să fie de partea oamenilor, dar nu să de acolo să țină... Am înțeles, domnule Andrei, poziția noastră. De spus putem spune și noi în ziua ăsta, mare treabă. Atribuțiile președintelui, și aici trebuie să dăm dreptate, ceea ce a încercat să spună domnul Roșca, într-adevăr, atribuțiile președintelui țării, conform Constituției Republicii Moldova, sunt cele care nu le obligă pe dânsul întocmai să, deci, promoveze programa de guvernare care... Domnule Țucan, vreau să vă întreb altceva. Voronin, cu ajutorul funcției de președinte, și-a promovat partidul. Domnule Țucan, îmi permiteți să-i adresez o întrebare domnului Țucan, după care, mă rog, putem discuta și... Aleatoriu. Da, exact. Domnule Țucan, mai au comuniștii pe cine să înainteze în prezent la funcția de șef a statului? Și dacă tot ați vorbit atât de mult despre doamna Greceanu, să presupunem că pe data de 18 noiembrie în Parlament, cineva iese și zice... Candidatul este doamna Greceanu. Votează doar cei din, să presupunem că reușesc o înțelegere, doar cei din AIS sau se vor găsi și alții din partidul comunist? Nu, trebuie să registreze ca să voteze pe unul. În primul rând, până luni trebuie să fie înregistrat candidat și până data de 18 va fi clar cine este acest candidat sau acești candidați. Mai au comuniștii pe cine să înainteze? Că în pauză discutam, nu cumva ar putea ieși comuniștii și să o înainteze ei pe doamna Greceanu. Vreau pot să vă spun că da, eu am pe cine încă, asta nu-i persoana unică care eu pot să înaintez. Altceva este o situație foarte interesantă. Dacă va fi înaintată într-adevăr doamna Greceanu și în situația când dumnealui două zile în urmă spunea că unica candidatură este cea mai pregătită și potrivită este doamna Greceanu, cum a proceda? Da. Poate astăzi s-a întâmplat că primul înaintat, nu Voronin, dar deci cerința este... Și atunci rămâne că Voronin s-o sună pe lupă. Asta e mai logic. Nu știu, eu consider că în caz dacă va fi înaintată doamna Greceanu, Voronin va fi într-o situație foarte complicată. Nu vă gândiți la Alianță și la GIMP că va fi complicată. Eu vorbesc despre tot să-și bat capul de Voronin. Poate să nu vreau să spun că eu nu știu cum, alții cum sunt, eu de pildă nu-mi bat capul de Unii de alții. Trebuie să fie... De ce, domnul Andronic, trebuie să ne batem capul de Alianță? De ce dumneavoastră spuneți, vă contraziceți? Domnule, Alianța nu are nicio brânză, nici în economie, nici în social, nici în combaterea corupției și în același timp trebuie să punem un președinte care ar face jocul Alianței. Dar ce Dumnezeu a făcut Alianța asta de cu stea în frunte și trebuie să stea 1000 de ani la conducere? Cu ce sunt mai buni ei decât cei care au fost până la ei? Au rezolvat măcar o problemuță minimă Deci eu vreau să revin la anul 2005, oricât de straniu n-ar fi fost. Eu nu sunt acela care pot fi suspectat că îl simpatizez pe domnul Voronin. Este una la mână. A doilea moment. Atunci când anul 2005 domnul Voronin a fost susținut și de necomuniști, spuneți-mi, vă rog, ei sunt de vină că el și-a schimbat poziția. Doar el a stat în fața Parlamentului, dă-mi voi să termin, el a semnat niște promisiuni, el s-a prezentat drept un fel de comunist pro-european, pentru ca după ce a pierdut alegerile locale din 2007, să-și întoarcă cu o joacă pe dos și să demonstreze... Deci, dumneata, vrei să-mi spui că mătușa Ileana Ormoș și Ion, care nu au votat, e de vină. Deci, nu, domnul Toia, cei care votează, îți asumi răspunderea. Okay. Pentru asta îi duci în Parlament. Nu, Nicolae, aici e o chestie mai lungă cu votul universal. Deci, dacă eu votez, tu ai dreptul deci, să votezi, A doilea moment. Domnul Andronic, eu sunt perfect conștient de faptul că alegerile este exercițiu democratic și, să spunem așa, așează lucrurile pe loc. Așa e, Manu. Dar în situația când noi am avut alegerile din 29 iulie 2009, 28 noiembrie 2010, noi vedem că deci, electoratul nostru, așa cum este el, el de rău de bine s-a definit cu simpatiile și antipatiile. Și ce înseamnă alegeri? Asta înseamnă că guvernul nu funcționează,
că în Republica Moldova, deci unul declară că eu am vrut, dar mi-a încurcat păpușarul, altul spune că mi-a încurcat regele contrabandiștilor, a treia spun că s-a poticnit de piatra din pață mare adunări naționale. Deci și iarăși noi alunicăm în acest deci, hău. Crezi că peste 2 ani o să întrebi de ce nu îndeplin programele economice? De cel puțin, nu. Deci peste 2 ani de zile noi vom ști că avem de la cine să cerem. Domnul, că pentru, domnul Andronic, e jurist pre deosebire de mine și știi foarte bine că termenul de 4 ani de zile, 4-5 ani de zile între alegeri, de regulă presupune două lucruri. Primul, că cel care s-a aflat la guvernare nu poate să spună că nu mi-a ajuns timp. Și timp de 4 ani de zile în societate... Actualii au demonstrat nu, că pot sorry, minți sorry, nu. Atâtea alegeri la rând. Dă-mi voie să termin gândul. Și timp de 4 ani de zile în societate ar putea să aibă loc niște restructurări politice. Să apară niște formațiuni politice noi, coaliții noi, fețe noi, idei noi, înțelegeți? Dar când noi, timp domnul, de peste un an de zile, tot eu vreau altceva. Alegeri... Eu îl țin minte clipul lui Filat, furat la americani, țineți minte. Că noi ieșit eu și-o spus, acum când vă uitați la mine, în țară se construiesc sute de kilometri de drumuri, se dau pensiile, vine poștașul. Bine, a fost puțin, domnul, puțin nu, nu a fost. Aceste... Și eu vă întreb, mai apar încă 10 clipuri de astea, drumuri nu sunt? Aceea, nu, nimic nu-i făcut. Și noi vorbim, ce crezi? Oamenii ăștia au îmbătrânit în așteptare 20 de ani. Ei vor să mai trăiască, vor chiar să ajungă în Uniunea Europeană și nu ajung. Vor să primească pensii, salarii, vor să mănânce, să aibă de lucru. Domnul Antoi, nu sunt locuri de lucru. Nu mie îmi spuneți. Dar păi, da, păi de ce apărați? Dar nu, dar... Că... Eu domnul, nu vom reveni la această discuție și vă veți spune pozițiile și gândurile. Face alegeri, domnul Antoi, îmbogăți doar aceia după care scurt, sunt gata să... Doamnelor și domnilor, revenim după o scurtă pauză publicitară. Doamnelor și domnilor, să vedem cum au reacționat comuniștii după ultimele evoluții de pe arena politică. În documentul semnat de Comitetul Central al Partidului Comuniștilor se menționează că gestul celor trei a fost în mare parte o surpriză și asta deoarece Dodon Greceanu și Abramciuc au fost promovați activ în cadrul formațiunii. PCRM susține că aceștia niciodată nu și-au expus deschis poziția în partid, lucru care demonstrează că ei au acționat perfid. Din această cauză, gestul lor este apreciat de foștii colegi de partid drept trădare politică și josnicie civică. Comitetul Central al PCRM mai apreciază gestul lui Dodon Greceanu și Abramciuc ca o acțiune de completă decădere morală, o demonstrație a lipsei depline de principialitate și coruptibilitate. Așa numitele inițiative de modernizare ale PCRM propuse de Dodon au fost doar un motiv pentru trădarea partidului. La rândul său, Igor Dodon spune că este o declarație specifică Partidului Comuniștilor. O declarație de baricade. O declarație care nu arată altceva decât că această formațiune politică se marginalizează în continuare. M-am așteptat la astfel de declarații din partea PCRM-ului, nu este nimic nou. Domnule Țurcan, înainte de a discuta despre declarațiile făcute de comuniști, nu pot să nu vă întreb dacă Dodon are dreptate atunci când spune că în PCRM sforile sunt trase de Marc Tkăciuc. Și motivul plecării dumneavoastră atunci din fracțiunea PCRM este același cu al grupului Dodon? Nu, eu să nu vă pot... spuneți pe rând, la prima întrebare. Eu, da, da, deci eu nu sunt mare specialist din punct de vedere tuturor intrigilor care se fac în Partidul Comunist, deoarece n-am fost membru acestui partid și, de fapt, am participat numai ca deputat acestei fracțiuni la ședințele deci, plenare când eram invitat. Și atât. Dar dumnealui nu a spus nimic nou sau ceea ce nu cunoaște toată lumea, că într-adevăr deci domnul Tkăciuc are foarte mare influență în acest partid, influență deci în sensul pregătește unele decizii care după ea se discută și deci se votează. Altceva că această pregătire se face în mai multe cazuri, anume la indicația domnului Voronin. Deci noi nu putem spune că Tkăciuc este pur și simplu cel care a privatizat acest partid. Nu. Voronin acolo sunt foarte, foarte confort și, într-adevăr, ca un dictator. Dacă vorbim despre motiv?
Poftim? Motivul plecării lui Dodon și cel al plecării Motivul plecării pentru mine iarăși nu a fost nimic nou în acest motiv, deoarece, de fapt, același motiv eu l-am invocat atunci când am plecat din fracțiune. Cu... Dar n-am citit un elogiu mare lui Voronin la dumneavoastră în declarație, îmi pare că acolo nu era. Nu l-ați laudat jumătate de pagini Voronin, îmi pare. Da. Domnul Androlie, probabil pentru oamenii au remarcat că Dodonul a plecat. Dar ce a spus el asta chestie? Nu, asta noi suntem hipersensibili. Dar totuși trebuie să mâine să mă duc în piață în plecarea... târg să verific. S-a pornit atunci, a plecat lupul, după ce grupul nostru, acum... Credeți că vor mai urma grupul? Asta vorbește despre ceea că, într-adevăr, în acest partid este o criză și criză care este provocată de acest stil de conducere. Cine care... Asta? Mihail Sergeevici Gărbăceu a spus... A cui stil de conducere? A domnului Voronin sau a domnului Tkaciuc? A cui stil de conducere? Ați spus că este provocat de stilul de conducere. Da, anume a domnului Voronin. Credeți că vor mai urma persoane care vor pleca din PCRM? La etapa actuală nu cred că cineva apărăsi această fracțiune. Posibil că după, dacă va fi o votare reușită, în sensul dacă va fi votată doamna Greceană, atunci, pe parcursul activității Parlamentului, noi posibil că vom fi martori că... Dacă îmi permiteți persoane, o remarcă foarte scurtă. A declarația de azi a Partidului Comuniștilor, unde se vorbește de trădare. Eu tare aș fi vrut să-l întreb pe domnul Putin ce crede el despre comportamentul Vladimir Voronin când a promis și n-a semnat memorandumul Cozac. O să aveți posibilitatea. Nu, eu cu domnul Putin nu comunic. Să-i adresați. Hai să fim serioși. Trădarea, în opinia mea, este sau poate fi interpretat ca trădare atunci când ceva ai promis și n-ai făcut. Haideți să fim sinceri. De la mine, din partidul meu, au plecat oameni diferiți. Am avut și o reacție similare, poate nu identice. Cel care pleacă își justifică plecarea ca pe o faptă eroică și își culpabilizează foștii colegi. Foștii colegi îl bestializează pe celălalt. Prin urmare, nu trebuie să privim lucrurile în alb și negru. Fiecare are propria dreptate. Sunt jocuri și jocuri, ca să spun așa. Fiecare simpatizează cu cine vrea. Ce am vrut însă să remarc? Ne vin la această idee cu jocul la limită, de-a cifrele. S-au gândit deputații din Alianță. Mai vin 3, suntem 61. Atenție! Dacă deputații din Alianță nu vor reuși împreună cu Dodon să găsească o formulă acceptabilă pentru toată lumea, sau eventual să mai fure de la domnul Voronin câteva mandate, ei vor oferi Partidului Comuniștilor un atu electoral fantastic. Pe nedreptate extraordinar. Pe domnul Godea. Domnilor, da. Mai este și Godea, tot acolo numărăm. Nu? Da, deci, numărăm în cadrul așa sau altfel, de fapt. Așa sau altfel, dacă ei nu vor reuși să aleagă doamna Greceană sau altcineva, șeful statului, fără participare președintelui fracțiunii comuniștilor, și se vor produce alegeri anticipate, am impresia că, într-adevăr, comuniștii vor putea să-și dezvolte în continuare retorica despre incapacitatea celor de la guvernare să se descurce în stabilizarea situației politice și în rezolvarea problemelor. Eu vreau să vă spun... Menționați asta, dar vreau să vă întreb. Comuniștii cheamă la rezistență. Ce ar însemna acest lucru? Au înțeles că au ieșit din schema Alianței și vor cumva să-și mai câștige da, din imagine. Chiar în declarație? Rezistență? Da, cheamă la rezistență. Împotriva Alianței. Eu vreau să vă spun, cred că, poate cred ceva, că ceva ce în sală nu s-a spus. Alții și așa fac. Este dumneavoastră să cunoașteți atitudinea mea față de Voronin și a lui față de mine. Putem să nu ne iubim noi cât. Dar trebuie să recunoaștem că Voronin n-a investit în trânși. E luat... Nu, doamna Zinaida era contabil, de exemplu, la colhoz, la Briceni, știi? El a luat și i-a făcut oameni, fraților, prim-ministru, vă închipuiți ce înseamnă asta. Ori domnul Dodon a intrat în partid. Nu, stați spusând, dați-mi voie să eu sunt om de rând, eu nu sunt neom. Domnul, eu știu că... Acum, domnul Dodon nu intră în partid mult timp, și la un an, când știe cine-i Tkaciuc, îți duci și primește biletul de partid în fața lui Lenin. Ce, atunci nu știai, frate, ce e acolo? Adică, și astăzi, noi cu dumneavoastră și toată societatea trebuie să-l laude că numai dacă s-a dus de acolo. Nu, în primul rând, dați-mi voie să fac, dați-mi voie și mie să vorbesc. N-ai încercat să devii preot? Domnul Anantoi, eu am ieșit 2 ori din partid. Dar m-am înțeles cu cei care am lucrat, fraților. Am lucrat, hai să încercăm să nu scoatem zoile. Și când el iese de acolo și îmi spune la toată populația, dumneavoastră spuneți că nu citești nimic, că Voronin este foarte bun, eu socot că asta e o diversie foarte mare. Una, doi, chiar îmi pare rău de Voronin, că s-a legat cu niște oameni
pe care i-a făcut din nimic, știi? Membrii de partid i-au lăsat la o parte și i-au adus pe ăștia și i-au făcut, le-au dat funcții. Și ei, mie nu mă deranjează că Dodon chiar crede că fenomenul Dodon există, că brandul Dodon există. El o să disânfle foarte repede, dacă numai ăștia din alianță nu și-or găsi groparul. Că în cazul că noi ei îl aleg pe doamna Griceană, eu vă garantez, ea devine un lider a Partidului Socialist sau de orientare socialistă și pe urmă începe a lupta cu partidul din alianță. Ori, ce aici facem noi astăzi? Că-i bravo că s-a dus de acolo. Dar nu mai este șes și ori eu așteptam la Dodon că el va prelua Partidul Comunist. Iată, aceasta avea să fie din partea lui Voronin, din partea lui Dodon, un pas extraordinar. Dar dacă tu te-ai folosit că ți-a dat funcția, în funcție te duci și ai intrat în partid. Și acum când ai rămas fără funcție, spui că, scuzați-mă, Voron este foarte bun, dar partidul e Tkăciuc. Tu n-ai știut că Tkăciuc acolo? Luptați. Nu, domnul Oază, noi prea mult naștem peste noapte niște eroi nemeritați, care nu au ieșit de acolo din partid pe un principiu sau pe o valoare. Dar și de atât nu-i place Tkăciuc. Nu a spus că Partidul Comunist e gropar și au împușcat atâția oameni sau ceva. Da, și nu-i place Tkăciuc. Nu-i place, eu nu te-am trimis acolo. Domnule Andronic, îmi răspundeți și mie acum la întrebare despre ce înseamnă ieșirea la chemarea la rezistență. Eu cred că chemarea la rezistență este adresată către cei pe care o să înceapă. E logic, iată, aici îi dau dreptate domnul Roșca, că când ieși dintr-un partid, începi să racolezi pe cei care sunt funcții elective. Consilieri locali și să încerci să-i racoleze și nu fără ajutorul puterii. Cred că puterea va încerca acum să-l ajute pe Dodon, cum zice, să-și formeze un partid, să-și... Și de atâta comuniști, eu cred că pentru asta, rezistență. Nu cred că Voronin, ajungând la vârsta care o are, o să stea mâine cu Kalashnikovul la colțul casei, dar și așa. Domnule Țuca, până la urmă, ce vor prin această rezistență și ce vor prin acțiunile pe care le întreprind? Să declanșeze alegerile anticipate? Nu, în primul rând, acum, evident că Partidul Comunistilor are nevoie de o mobilizare totală și cred că sub această mobilizare și trebuie de înțeles, sau anume chemarea spre mobilizarea, se poate înțeles și acest cuvânt care a fost utilizat în această declarație. Dar ceea ce ține de alegerile anticipate, eu deja am spus la începutul emisiunii că, într-adevăr, astăzi domnul Voronin, în primul rând, este și mai mult cointeresat ca să aibă loc alegerile anticipate. În caz contrar, aceste 3 ani, deci, de fapt, ori distruge, nu ori distruge complet, dar ori face mare daună pe acest partid. O întrebare pot să vă pun eu, domnul Țurcanu, cum credeți? Guvernarea proastă pe care au înfăptuit-o până acum alianța, îi va ajuta lui Voronin să câștige alegerile? Nu Dodon, nu nimic. Dar faptul că nu dau salarii, cred că... Dacă va avea loc alegeri anticipate, da. Nu, chiar mai târziu. Mai târziu, dacă vor conduce tot așa de prost. E vorba de niște procese care concurează între ele. Iar aici, dacă îmi permiteți... Nu, eu întreb. Nu, să răspund, domnul Țurcanu, eu nu v-am întrebat. Dacă o să guverneze în continuare așa de prost, o să-l ajute peste 2 ani, peste 1 an, peste... O să-l ajute. Deci, gata. Adică nu e problema în Dodon, problema în guvernarea proastă de astăzi. Nicolae, acest ajutor astăzi este taman în favoarea, deci, domnului Voronin. Dar ce înseamnă alegerile? Ce s-a întâmplat pe parcursul acestor 3 ani? Ce înseamnă alegerile anticipate pentru partidele parlamentare, cât și pentru cele extraparlamentare? În condițiile în care domnul Țurcan spune că cel mai mult va avea mult de câștigat, deci, și asta o știe domnul. Eu vreau pentru început să clarific un moment principal. Eu nu mă aștept la comportament moral de la politicienii noștri. Prin urmare... Vă referiți la toți? La toți. Da. Prin urmare, ceea ce se întâmplă în Parlamentul nostru, în viața noastră politică, este o normalitate tristă care reflectă moralitatea societății noastre. Atunci când societatea cu adevărat va prinde niște repere morale cât de cât, da? Atunci politicienii vor fi nevoiți să se comporte și acest rasism politic, sau să nu-l numim cu alte cuvinte, va ieși din practica noastră. Deocamdată, cei cum se comportă politicienii, deci reflectă mentalitatea noastră. Dacă noi le iertăm lor, dar până acum s-a iertat, deci asta înseamnă că noi suntem așa, chiar dacă nu ne place. A doilea moment, ce înseamnă alegerile anticipate pentru partidele parlamentare? Fără ca să, deci, pornesc de la experiența mea de a trăi în Republica Moldova. Este opoziția. Eu sunt absolut de acord cu domnul Andronic că, deci, alianța se compromite.
se compromite prin comportamentul său. Și, prin urmare, o bună parte din cei care au votat la 28 noiembrie 2010 pentru partidele din Alianță, când internetul și televiziunea ne arătau cum oamenii stăteau la coadă, eu pentru prima dată în viața mea locuind în municipiul Chișinău, dintre trei încercări am votat, deoarece pentru prima dată la secție de votare unde eu trăiesc, erau coadă, fraților, înțelegeți? O parte din alegătorii care au investit așteptări în această alianță, pe fundalul acestei polarizări, nu chiar reale între așa numiți comuniști și așa numiți anticomuniști, deci ei sunt dezamăgiți. Și prin urmare nu va crește numărul alegătorilor pentru PCRM, ci vor scădea numărul susținătorilor partidelor din alianță. Aceasta este riscul partidelor din alianță în cazul declanșării alegerilor anticipate. Și dacă acum, după ce au plecat domnul Dodon și aceste două doamne, deci din fracțiunea comuniștilor, alianța nu va fi în stare să aleagă un șef de stat, asta va fi o catastrofă în fața alegătorilor, o compromitere totală. Și de ce eu consider, și apropo, și domnul Dodon se pomenește într-o situație foarte neplăcută în caz dacă se ajunge la alegeri anticipate. El nu are o barcă politică. Are un partid extraparlamentar. Dar de să o propună pe asta a doua care a ieșit, nu pe Grecian. Doamna Abramciuc. Abramciuc, da. Că ea s-a manifestat acolo, a vorbit de zeci de ori la microfoane. Noi cu simțul umorului stăm bine. Deci, dacă... Și de ce eu consider că în cazul dat, doar Partidul Comuniștilor este cointeresat în eșecul alegerii șefului statului, așa, da, doamna Greceanu, eu am spus că răul mai mic sau nu dăuna în cazul dat. Și, dar partidele din alianță, aici sigur că este un moment delicat pentru domnul Ghimpu, Partidul Liberal. Pe de o parte, înțelegerea, acordul inițial presupunea că domnul Lupu pleacă în funcție de președinte și domnul Ghimpu devine speaker. Acum, asemenea schemă nu prea merge. Dar aici eu sunt de acord cu domnul Roșca că Partidul Liberal are totuși un atu și spune primar general al municipiului Chișinău, care este tânăr, care n-are decât să se manifeste în viitor, să-i dea Dumnezeu sănătate și performanțe politice. Domnul Roșca, ce înseamnă pentru cetățeni alegeri anticipate? Dacă nu reușim nimic, să nu reușesc politicienii pe data de 18 și ulterior în turul 2. Cetățenii trebuie să înțeleagă că cei care se află astăzi în Parlament, toți deopotrivă, puterea și opoziția, sunt în egală măsură responsabili de irosirea a câtorva zeci de milioane de lei pentru o nouă campanie electorală și că cei care au ajuns în Parlament, patru partide parlamentare, nu sunt în stare să se concentreze spre dialog, compromis, cooperare în numele interesului cetățeanului din stradă, nu în numele fiecărui partid. Prin urmare, niște alegeri anticipate ar trebui să însemne, în varianta ideală, vot de blam deopotrivă pentru toate actualele partide parlamentare și orientarea acestor partide spre alte opțiuni. Acestor cetățeni spre alte opțiuni politice. Mai am o întrebare de final pentru voi patru. O să încep cu domnul Andronic. Ce ne aduce ziua de mâine, ziua de luni 14 noiembrie și cea de vineri 18? La un moment domnul Nantoi spunea că aș putea să mă duc preot. Nu cred. A avut un discurs chiar de împăcăciune preoțesc. Ai spus, îmi pare că nu dă una, da? În medicină. Nu, dar ai spus și politicienii trebuie să-și aleagă pe Grecian, ca să nu spune erou mai mic. Domnul Antoi, eu fac parte din categoria politicienilor care au în principiu nu dă una alegător, nu dă una cetățeanului. Politicienii lor pot să le dăunez. Și iată, aceste poziții exprimate, așa, hai și-o mă alege, numai să nu dăunăm, chiar dăunează cetățeanul. El nu se poate orienta. El nu mai știe care este în principiu, care este o valoare. Și ziua de mâine ar trebui să ne aducă știrea că Alianța are un candidat și îl va înregistra până luni. Deoarece dacă luni Alianța nu iese cu un candidat, ea se compromite totalmente. Și nu este Grecian în scăpare. Eu cred că până luni totuși trebuie să se vorbească. Și eu, de exemplu, în locul lui Voronin, m-aș înclina acum când Greceanu i-a făcut așa o porcărie mare față de dânsul, eu l-aș susține pe Lupu, dar atunci s-ar intensifica antagonismele înăuntru alianței. Să vedeți că Lupu nu e dorit de mulți în alianță. Domnul Andronic, data de 18 ce ne aduce? Un alt tur? Cred că un prim tur, adică ca la nobles obliș, trebuie să-ți păstrezi nobleța și să participi un așa procedeu democratic la aceste alegeri. Sperăm că la a doilea se va
spiritele se vor mai încinge mai mult. Domnule Roșca, sunteți de acord cu ce spune domnul Andronic sau vedeți puțin altfel situația privind ziua de mâine, cea de luni și 18 noiembrie? În general, nimeni nu poate ști exact ce sfori s-au tras. De aceea nu suntem nevoiți să ne orientăm după ce s-a declarat din partea unuia sau altuia. Dacă se adună 61 de deputați sau reprezentanții a 61 de deputați, ideal ar fi ca mâine până la sfârșitul zilei să aflăm cine este candidatul acestor 61 de deputați și cum aceștia 61 întind o mână celorlalți deputați din Parlament, fracțiunii comuniste, să aleagă împreună un șef al statului. Revin la chestia asta. Șeful statului nu trebuie să fie înregimentat în lupte intestine, într-o tabelă beligerantă împotriva altei tabele beligerante. Măcar ritualic acest gest ar trebui făcut și luni până luni să înregistreze această candidatură. Dacă nu, sunt de acord că cei din Alianță riscă să se șifoneze rău de tot. Bine, data de 18? Data de 18... Este una decisivă sau, cum a zis domnul Andronic, vom mai avea un tur? S-ar putea să mai fie un tur, sigur că da. Domnule Dantoi, ce vedem mâine? Luni, de exemplu, vom mai vedea candidați înregistrați, cel puțin personalități pe care le-am mai văzut la televizor, le-am mai văzut la tribuna Parlamentului. Că avem deja persoane, șomeri, ingineri, pensionari, pedagogi care vor să fie... Într-un studio eu l-am propus pe domnul Bărbăroș și în acest studio a fost propus domnul Nicolae Chirtoacă, doamna Natalia German. Deci e bine că avem mai multe figuri apar. Deci e ok. Dar, cum să vă spun, viața normală va veni în Republica Moldova atunci când viața cetățeanului de rând mai puțin va depinde de procesele politice. Și cred că într-o țară cum este Elveția, nu toți cetățenii știu cum îi spune șeful statului. Deci, eu totuși mă aștept că noi ne vom alege cu un candidat, și la 18 noiembrie va avea loc un ciclu de încălzire, așa să spunem așa, deoarece noi ne dăm bine seama că dacă va fi un singur candidat și nu va fi ales, atunci turul 2 nu se anunță, se anunță alegeri repetate și iarăși se înaintează candidații. Și ar putea că încolo, totuși, dacă Alianța va înainta formal cel puțin 2 candidați, și eu refuz să fiu a doilea. Deci... Dar scrie cerii de azi. Nu. Soția nu-mi permite. Nu, scrie cerii că refuz. Știți, eu cred că toată societatea ar fi răsuflat ușurat dacă la 18 noiembrie noi ne-am fi ales cu un președinte. Eu doresc acest lucru. Rămâne de văzut. Domnule Zurcan, cum vedeți dumneavoastră situația în bine, mâine și în următoarea săptămână? În condițiile în care a merge la alegeri repetate în Parlament sau în alt tur, nu s-ar intensifica și negocierile pentru niște voturi de aur? Eu nu exclud că cu regret pe data de 18 noi nu mai avea președintele țării. Nu exclud, chiar consider că mai mult că nu decât da. Asta înseamnă că nu numai că ori încerca să joace spectacolul acela care astăzi cu regret este, dar posibil că ori încerca totuși să-l convingă pe domnul Ghimpu. Problema aici. În ce sens să-l convingă? Ca totuși să accepte varianta care a permite ca să fie ales președintele țării. Da. Eu nu-i slu și altă variantă. Că va fi înaintat domnul Lupu și un grup de deputați, 15, conform legii, vor înainta pe doamna Greceană. Și la momentul alegerilor, zilei de 18 noiembrie, posibil că domnul Lupu a renunțat pentru a demonstra că, într-adevăr... Un gentleman adevărat. Da. Și atunci... Bine, vom mai asista la negocieri de genul ăsta în condițiile în care nu s-ar alege? Cu regret, noi nu am asistat la negocierile. Cu regret. Exact, noi... zic dacă vor mai avea loc negocieri... Dar care e diferența dintre negocieri și târg? Nu știu, eu nu prea văd diferența, că și acolo negociez și aici negociez. Numai că acolo deschis, dar aici nu asiști. Am înțeles, poate ar fi fost bine negocierile să fie deschise, să vadă lumea. Nu, ce negociază. Lucrurile acestea nu pot fi publice, asta e clar.
Treburi delicate, știți cum e. Oameni rafinați, nu e de mintea noastră să judecăm. Nu. Domnilor, vă mulțumesc pentru discuții, vă mulțumesc pentru replicile care vi le-ați dat și pentru că ați întreținut această discuție. A fost o discuție destul de interesantă. Nu, și oamenii sunt speciali, ați observat. Exact. Da? Cineva zicea într-o emisiune, zice că mă abțin să dau sfaturi, că politicienii ar trebui să mă plătească pentru asta. Sper că vor ține cont de ceea ce a spus sau cel puțin se vor gândi atent la ceea ce am discutat noi aici. Doamnelor și domnilor, ați urmărit ediția specială. Rămâneți în continuare cu Publica TV și nu uitați, spuneți ce gândiți.